ta e cu zăpada asta? Cum să ne descurcăm? Ca iarna. Deocamdată e bine. Zici întotdeauna, Doamne ferici, de mai rău. Dacă muncești și strângi de vara, ai iarna și mergem înainte. Să înțeleg că aveți tot ce vă trebuie acum, da, în casă. Deocamdată da. Avem. Nu ne evităm de nimic deocamdată. De când nu v-ați mai confruntat cu astfel de iarnă? Cu astfel de iarnă nu ne-am mai confruntat din 1954, când eram eu de 9 ani, dar am stat 3 zile și 3 nopți cu lampa, ieșam pe horn. Ne-a dat mâncarea prin horn. Era vale. Atunci a fost foarte greu. Și acum s-a întors înapoi. Domnul e mare și ne mai trebuie. Dar anul va fi bogat. Să zicem mulțumim Dumnezeu că ne-a dat, ca să avem an bogat anul acesta. Așa zicem noi. Bani aveți acum în caz că vi se termină proviziile, v-au sosit pensiile? Acum ne interesăm, chiar la pensii mergem să ne interesăm pe acolo, dacă a venit pensie, ca să putem să continuăm. Am înțeles. Da. Mai vine o leacă de sus, e treaba bună. A zis că... Toate i-l-a zis. Gata, hai. Salut! O să ducă. Aveți foarte mare grijă. Încercăm. Domnul Enache, unde plecați cu atâta pâine? Pentru? Stai așa, ia și pastile. Aveți și pastile, ia uite și pastile. Vola primăriei a preluat pâinea. Se îndreaptă acum către satul Lucieni, care în următoarele zile cred că va fi izolat total, ca de fapt și aceste sate care se află acum în zona aici, Călțuna, Udați. Două persoane
au luat-o pe jos către orașul Pogoanele. Noi am încercat să ajungem acum acolo, dar nămeții sunt mult prea mari. Chiar dacă drumul s-a eliberat zilele trecute, acum s-a așezat la loc. Nu știu cum vor reuși aceste două persoane să ajungă către orașul Pogoanele. Au de mers în jur de vreo 7 km pe jos. Iată un alt cetățean care îndrăznește să plece pe jos către orașul Pogoanele. I-a murat mult noroc, deoarece are mare nevoie de noroc pe vremea asta. Mi-a zis că l-are pe tatăl lui bolnav acolo, se duce cu provizii. Am rămas blocați aici între satul Călțuna și Albești. În încercarea noastră de a ieși, vola primăriei a început să patineze pe loc. Să sperăm că vom reuși să ieșim de aici. Vântul a început să sufle cu putere.
să nu